Salut! Astăzi vă voi arăta cum se instalează Stranded Deep. Deci să începem. După ce ați descărcat jocul, o să vă apară o iconiță de acest fel, cu o barcă care scrie în ea Stranded Deep. Dați click pe ea, iar după ce dați click pe ea, o să vă apară această chestie. Aici vă întreabă unde vreți să instalați jocul, eu am pus în D, voi puteți spune în ce e, depinde de cum se cheamă și unde vreți să-l instalați. Acum dăm install. Durează ceva până se instalează. Jocul nu este așa mare, are 500 de mega, dar are o grafică faină, după câte am înțeles. Nu l-am jucat niciodată. Acum îl instalez pentru prima oară. Deci, da. Așteptăm puțin să se instaleze. Este aproape gata. S-a instalat după cum m-a redirecționat pe câteva pagini web. O să le închid. Aici zice să apăsăm orice tastă sau orice tastă pentru a continua. Eu am apăsat space. Voi puteți să apăsați orice vreți. Acum cred că trebuie să așteptăm. S-a instalat deja, uitați-l, o să încerc să intru pe el, să văd dacă merge. Instalarea este simplă, aici vă întreabă cu drepturile de administrator, pentru că îl luați ca administrator. Aici este rezoluția, grafica, eu o să dau un. Nu știu, o să dau la mediu deocamdată, după aia o să mai văd. Display, aici este tastatura și controlerele. Acum dăm play. Amers. Eu o să fac mai multe tutoriale și o să fac niște videouri cu gameplay-ul. Vă aștept, dați un subscribe și un like dacă v-a plăcut. Nu este cine știe ce instalarea, dar o să fac niște filmulețe cu jocul. Și cam atât.